Vorbim despre o investiție pentru o nouă pompă de apă, o pompă de apă care, pe de o parte, va asigura presiunea necesară, în așa fel încât apa să ajungă în toate curțile oamenilor, iar, pe de altă parte, calitatea apei, evident, va fi superioară, ceea ce nu poate decât să ne bucure, pentru că este în avantajul cetățenilor. De când a mai fost schimbată această pompă și de ce credeți că oamenii folosesc atât de mult de apă? Această pompă nu a mai fost schimbată de aproximativ 4 ani de zile și evident că apa este folosită mai ales pe timp de vară atât pentru consumul propriu cât și pentru animale, dar mai ales pentru udatul curților, într-o proporție foarte mare, pentru că, după cum foarte bine știți, apa în Comuna Peștera costă 1 leu, este o apă pe care și-o permite toată lumea, o apă de o calitate bună, o calitate superioară și, dat fiind toate aceste lucruri, consumul este, într-adevăr, destul de mare.